Autoritățile se pregătesc să redeschidă spitalul mobil de la Lescani din cauza creșterii ratei de infectare cu COVID-19 din ultimele săptămâni. La Iași, în ultimele zile, au fost aproape 500 de solicitări pe zi pentru testare la domiciliu, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică. Discutăm mai multe despre acest subiect cu șeful DSP Iași, Vasile Cepoi. Este în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru, domnule Cepoi. Bună dimineața! Bună dimineața, o sărut bună. Care este situația în momentul de față la Iași? Înțeleg că o variantă optimă pentru perioada următoare ar fi redeschiderea spitalului mobil de la Lescani, tocmai pentru a nu se pune presiune pe unitățile spitalicești care tratează și pacienți COVID. Da, așa este. Suntem pregătiți să deschidem unitatea de la Lescani. S-au luat toate măsurile pentru asigurarea temperaturilor corespunzătoare. Încă nu este necesar să ne mutăm acolo, pentru că mai avem un număr de vreo 40 de locuri la spitalele care sunt cu destinație COVID. E vorba de spitalul de boli infecțioase, spitalul CT Pașcani, și lucrurile încă sunt sub control. Nu e cazul să deschidem, dar probabil că mâine sau poimâine vom fi nevoiți să deschidem, datorită faptului că rata internărilor a crescut foarte mult. De altfel, și rata solicitărilor de testare la domiciliu a crescut. Ieri și astăzi avem peste 1000 de solicitări. Avem 20 de echipe care sprijină serviciul de ambulanță pentru a reuși să facem față acestor solicitări. Deci, în câteva zile luați în calcul redeschiderea acestui spital mobil? Da, în funcție de solicitări, suntem pregătiți să-l deschidem în orice moment. Care este situația în acest moment? Spuneați că gradul de ocupare în spital este undeva de 60%, am înțeles corect? Da. 60%. Și estimările pentru perioada următoare, știu că ieri ați avut un număr destul de mare de infectări la Iași. Da, rata de infectare este mare și este în continuă creștere, deci de la o zi la alta numărul cazurilor noi este mult mai mare, fapt care, sigur, ne pune în gardă să fim pregătiți să răspundem. Dar avem capacitatea să facem acest lucru, deci nu am atins încă, suntem departe de a atinge capacitatea maximă de spitalizare pe care o avem, atât la terapie intensivă, cât și la pentru cazurile care nu necesită terapie intensivă. Faptul că am deschis aceste centre de evaluare care ne permit să tratăm la domiciliu un număr cât mai mare de pacienți este o soluție bună și care va scădea presiunea asupra spitalelor. Care ar fi capacitatea spitalului mobil de la Lescani? 70 de locuri pentru cazurile de boli infecțioase, adică care nu necesită terapie intensivă, și 48 de locuri pentru terapie intensivă, cu posibilitatea de a crește la 56 de locuri dacă presiunea crește. Aveți cadre medicale care să asigure suportul în aceste spitale? Echipele sunt pregătite, dar a apărut un fenomen diferit față de celelalte valuri. Un număr mare de cadre medicale se infectează. Se infectează din comunitate. Foarte mulți sunt dintre cei care au copii la școală și care se pare că sunt sursa de infecție. Exact de aceea v-am adresat această întrebare. Și în acest context aveți vreo soluție de avarie? Sigur, o să încercăm să mobilizăm și cadre medicale din spitalele care nu sunt destinate tratamentului pacienților cu COVID-19, și dacă va fi cazul, vom apela și la ajutor național, cum am apelat și data în valul 4, când Ministerul Apărării Naționale ne-a sprijinit cu număr de 20 de cadre medicale, ne-a sprijinit și Republica Moldova atunci, dar sperăm să nu ajungem acolo. Aveți cumva în momentul de față, domnule Cepoi, estimare, un procent al cadrelor medicale care sunt infectate cu virusul SARS-CoV-2 în această perioadă, la nivelul județului, bineînțeles? Da, cam până în 10% dintre cadrele medicale sunt infectate la ora actuală.